Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să fac, să zicem așa, continuarea pe zi a vlogului de aseară, cum v-am promis, numai că nu mi-am ales cel mai bun moment de filmare, deoarece vremea s-a stricat. Dacă aseară și în general ieri toată ziua și toată săptămâna asta a fost cald de mureai și soare, acum a venit și vântul și e înorat, a și plouat și sper să pot termina vlogul ăsta, adică să nu mi-l oprească ploaia, să nu-l opresc eu din cauza ploii. Dar după cum cred eu, o să-l opresc din cauza ploii, pentru că azi de mai multe ori a plouat, de aia postez așa târziu, e ora 2:42 când filmez. Am vrut să filmez de la 11, dar ploua la acea oră și după aia începea ploaia, iar se oprea, iar începea și tot așa. Acum văd că de o oră așa, de pe la 1:30, nu a mai plouat. De-aia am așteptat să văd mai plouă și văd că n-a mai plouat și sper să-l termin. Deci, rața aia din mijloc, nu asta, aia, văd că nu-i pe cuibar. Am fost eu pe la ele să verific acolo jos și s-a speriat și de atunci nu s-a mai urcat înapoi. Acum, în afară de ploaie, singurul lucru care ar putea să oprească filmarea ar putea fie telefonul, care, după cum v-am mai spus, se mai oprește, mai face el figuri. Cățeaua asta v-am arătat mai de mult. De fapt, că se campusul aici, pardon. Cântă și păsărelele. Referitor la perioada de inactivitate. Am văzut în vlogul de ieri că mulți mi-a scris să postez mai des. Păi nu știu cum să vă zic, dar nu am cum să postez mai des. Nu prea am cum. Eu v-am mai spus că dacă nu am noutăți, în general postez doar o dată sau de două ori, maxim 3 pe lună. Asta ar veni cam un vlog odată la 2 săptămâni, dacă arăți 2, a venit un vlog în prima săptămână din lună și în ultima. Pentru că nu am ce să filmez, mie nici nu prea îmi place să postez atât de des, deoarece nu am ce să vă arăt. Dacă postez azi un lucru, mâine vă arăt același lucru, mie nu prea îmi place asta și pentru mine o dată la o săptămână, 2-3 maxim e perfect. Da, desigur, la vară probabil o să postez mai des, o să am și ce dacă fată caprele, cum am făcut și anul trecut, și o să am și cloști chiar prea multe și o să fie și vreme mai bună. Dar ați văzut că nici vara, când am atâtea noutăți, nu filmez chiar în fiecare zi. Și un alt motiv e, capra asta am uitat să vă zic, se pregătește să fete. Mă stau ele jos amândouă, dar azi mai toată ziua și când a fost afară a stat jos și azi dimineața s-a și curățat. Sau, mă rog, începe să se curețe. Deci probabil la noapte sau mâine în ziua sau duminică noapte sau luni, cel târziu până marți, cred că ar trebui să fete. Da, deci nu prea pot în perioada asta, mai ales pentru că eu sunt la școală. Eu aici la bunici nu vin decât vinerea, stau până duminica seara și după aia toată săptămâna, luni, marți, miercuri, joi, până vineri când ies de la școală, eu nu vin aici. Aș putea, că fac nici două minute, na, să zicem, sau trei cu bicicleta până aici, dar e obositor pentru mine cel puțin. Și am și teme și de învățat și, mă rog, pe mine mă așteaptă și capacitatea. În perioada asta am avut și simulări și
De-aia n-am venit săptămâna trecută aici. Desigur, eu ați văzut tot timpul când am o noutate mare, să zicem așa, filmez cât de repede pot. Și când au fătat caprele anul trecut, când a fătat capra asta, pe asta și pe frate sau care nu mai e, eu eram bolnav, eram suspect de COVID și am stat într-o fel de izolare și când a fătat, eu totuși am venit aici și am făcut și vlog, au fătat pe 4 aprilie și eu cred că am făcut vlogul pe 5 sau pe 6 aprilie, deci, na. La vară și tocmai de asta, la vară, că e vremea mai bună, aș putea să vi le arăt, să zicem, măcar o dată sau de două ori pe săptămână, dar atunci, tocmai că e vremea prea bună, e și prea cald, caniculă și mai ales în după amiază mor, nu poți să ieși din casă. Numai dimineața, eu dimineața nu prea mă scol, deci, na, în fine, cu postatul, sper că v-am rămurit o dată pe săptămână, la două săptămâni, la trei. Pentru mine e suficient. Mai de mult, așa, acum vreo un an, doi, când m-am apucat eu de YouTube, postam chiar și 3 vloguri pe zi, de-aia am eu atâta de multe, dar între timp lucrurile s-au mai schimbat și acum nu prea mai îmi place să postez atât de des ceva inutil. Cum v-am spus, eu nu pot să vă arăt cum la cocoșul ăsta azi a crescut o pană și mâine a mai crescut una. Mai ales în perioada asta de-o fost cu iarna, iarna nu am mai nicio noutate. Ce-i drept? Na, iarna asta am avut. Nu m-am așteptat să am cloști în decembrie. Dar totuși am avut. Și deci gata, cu postatul, subiectul încheiat. Aici văd că nu-i nimeni, să vă arăt. Azi dimineața oricum o agâsca. Sper să pot să vă arăt și pui aia 50, sper. Dacă nu vin, vă arăt eu altă dată, sau dacă nu, pot să le fac poze, să postez pe comunitate, acolo, pe secțiunea aia. Uitați cum stau rațele astea aici. Nu mișcate așa. Ne-am făcut așa niște poze. Am, cum v-am zis, asta albă are un cuibar, dar văd că încă nu clocește. Și mai vine una dintre astea două gri, care e cloșcă, dar nu știu unde are cuibarul. Din păcate, la cocoșelul ăla mic, ăla negru de acolo, care mie îmi place foarte mult, azi am încercat să-l prind și din greșeală i-am rupt penele din coadă, de aia are coadă așa, a avut o coadă frumușică, dar o să-i crească altele chiar mai frumoase. Aici e și prietenul meu pe care nu l-ați văzut ieri pentru că era în pod. Aici e și cățelușul, mă rog, căței, da, lui îi dau drumul numai seara când le închid păsările curtea aia lui și dimineața până să ăsta le îl închide. Mă, ce m-am lovit. Agresivul ăsta de cocoș. Acum strică mie. Nu mă mai urmări, cocoșule.
Aoleu, ce aici? Au ieșit de boboci. Cum ziceam, ieri le-am dat drumul pentru prima dată și acum trebuie să vi arăt. Dar ăștia doi nu știu pe unde au ieșit și acum nu mai știu să intre înapoi. Cum am zis și ieri, găinuțele astea mici au început să ouă. Vai, ce fain, i-am prins pe toți cocoșii aici în acțiune. Toți, da? Da. Bun. Sunt toți, numai că nu sunt toate găinuțele. Asta e trist. Câteva dintre găinuțele astea negre sunt simple, adică sunt negre și atât, dar am una aia de cocoșit acum, are și barbă și mai am vreo două, cred, care au și încălțări, să nu mai zic de cocoș. Cocoșii și cred că toți sunt încălțați în afară de la cu alb, numai ăla, ăsta de aici, ăsta, e cel mai încălțat dintre toți. Cred că se și vede. Azi au ouat din nou, le-am luat ou, un singur ou, semn că ouă de mai multe zile, dacă am luat numai un ou. Uitați-le aici. Sunt doar puțin mai mari decât un ou de porumbel. Hai să-i bag pe ăștia doi. Hai. Așa, am reunit grupul de boboci. Bobocii, cum v-am zis, sunt 11 și n-a murit niciunul. Sunt 11 și nu a murit niciunul. Nici din puii ăștia n-au murit, decât din aceia 6 a murit unul care nu știu ce a avut, dar a murit. Bobocii au crescut foarte mari de când nu i-ați mai văzut voi. A fost și vremea bună și au avut cum să se dezvolte mai bine. Când o să înceapă toate rațele să clocească și să scoată, ei o să fie deja boboci mari. Și așa, prin, dacă tot așa e vremea, prin august, septembrie, parcă văd că mi-au rațele și clocesc, zic de boboci de aici. Deci, cred, da, probabil, că în septembrie au 8 luni, că ei scos și în februarie, acum la începutul februarie. Închid aici, să nu deschidă vântul ușa. Aici, în garaj, doamne, în garaj nu e decât rața asta, v-am arătat-o aseară, cum am zis, are 21 de ouă. Ia să vedem aici, este o numai unul. Deci a venit momentul să vă arăt puișorii. Uitați aici. Acum de data asta sunt roșii. Anul trecut am avut bobați, mă rog, albi. De găinile de anul ăsta, adică. De care-s mari acum. Au o săptămână. Săptămână și ceva, cred că marți a dus, deci încă n-au o săptămână de când sunt la noi, dar cred că o săptămână au. Sunt 50 la număr și mai vreo 2-3 săptămâni și zboară și ei în garaj. Acum stau aici la căldură, dorm, fac mizerie, în fiecare dimineață le face curat, eu îi mai prind și le mai rup prostilele. De le-au ei în picioare, cum le zice, mizerie de-aia care au pe gheruțe. Cred că se și observă. Acum nu le-am rupt chiar la toți, că, cum ziceam, sunt 50 și n-a murit niciunul. Și așa mai departe. Deci, într-un sfârșit, ați văzut și puii. O să-i vedeți
foarte mult, adică și mai mult, când ajung și în garaj. După aia o să îi vedeți, cred că în toate vlogurile, mă rog, în toate vlogurile, pentru că vor ajunge găini mari, cocoși. Deci ziceam că anul trecut au fost pui albi, nu, chiar albi, adică așa cum e și găina asta, sau găina asta, aia de acolo. Anul trecut au fost ăștia, găina asta e tot din de-alea mixtere, din 2021. Ea și cu mai una sunt singurele supraviețuitoare. Și pui din casă, sau mă rog, câțiva dintre pui din casă vor ajunge cel puțin asemănător cu ea. Și gâștele v-am spus că sunt două gâște și doi gânsaci. Azi au luat aia de acolo, aia a treia e gâscă. Am tăiat și rățoiul acela care v-am zis ăla gri, și găina cea oleagă, și cocoșul acela negru, pentru că dacă tot au fost sezon de tăiat, zi de tăiat de fapt, l-am tăiat și pe el, că n-avea rost să lasă moară degeaba. Puicuța lui cocoșul ăsta, nu știu, n-am mai văzut-o, dar cred că e cloșcă prin pod, ori a dispărut. Ai găinuța aia mică de acolo, ai cloșca din... Ce cloșcă, doamne? E mama puilor din garaj, dar cocoșul ăla mic negru a avut o puicuță. Cred că am și arătat-o în unele vloguri. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Eu bănuiesc că ar fi cloșcă prin pod. Sau... Nu știu, a dispărut. Deci gâștele sunt două gâște și doi gânsaci. Și am două gâștele ouă, într-un sfârșit. Dar pentru că sunt doi gânsași, unul ar trebui să dispară. Eu m-am gândit să-l opresc pe ăla mare de tot. Ăla am și știu că e gânsac, pentru că v-am spus, eu am crezut că sunt două gâște și un gânsac când le-am cumpărat. Dar s-a dovedit a fi doar doi gânsaci și o gâscă. Și ăla mare, care știu că e gânsacul, am zis să-l opresc. Na, pentru că e cel mai mare, în primul rând, și pare să fie și cel mai activ. L-am văzut și pe ăla altul, mai mic, călcând-o pe aia, pe gâsca mea. Dar eu am zis că, na, ăla mare ar fi mai potrivit. Bine, nu-l tai chiar acum, pentru că e cam slăbuț. Să mai treacă timpul. Dar e bine să am și un gânsac de rezervă, dacă se întâmplă ceva. Cum la mine se mai poate întâmpla, la mine se poate întâmpla orice. Adică la mine pot să zic că azi vedeți cocoșul ăsta, în vlogul următor nu-l mai vedeți, pentru că de obicei așa se întâmplă. Acum nu e cazul la cocoșul ăsta, ziceam în general. Și e bine să am un gânsac de rezervă, dar merg pe varianta cu un singur gânsac. Na, zic eu că, la fel, că e la fel de bine ca și cum aș ține doi gânsaci, să am doar unul, pentru că doi se pot bate. Și eu, cum am mai zis, am mai avut gâște acum mult timp și au fost mai mulți gânsaci decât gâște și au omorât gâsca. De asta am și tăiat și rațoiul ăla românesc, pentru că au început să se bată pe o singură rață și mi-a omorat rața și eu sunt în criză de rațe, din criză de rațe românești. Am doar, mie cum mai știu cum mă câteam, am avut 10 șanse, dar mai am doar 5 și am avut 6 cu 4 rățoi 10 și... Rațele românești sunt și greu de înmulțit. Cel puțin la mine a fost greu și m-am chinuit să am atâtea. Poate că 5.000 se pare un număr măricel sau mic pentru unii care au turme, dar pentru mine e un număr mare, că am avut destule probleme cu rațele românești.
puteți vedea în vlogurile trecute. Și dacă tot am ajuns la minutul 20, un minut mai mult ca vlogul de ieri, ar fi cazul să-l cam închei. V-am lămurit și cu treaba cu postatul, v-am arătat și puii. Sper ca în următorul vlog să vă arăt iezi, dacă ar fată. Da, mă rog, tot găsesc eu să vă arăt ceva și nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!